Beția la volan continuă să facă victime. Marți seara, două persoane au fost rănite după ce mașina în care erau s-a izbit într-un copac. S-a întâmplat în apropierea satului Hiliuți din raionul Fălești. Șoferul, un bărbat de 37 de ani, cât și cei doi pasageri ai acestuia, ambii de 34 de ani, erau beți criță. În urma impactului violent, mașina a fost făcută zob, iar cei doi pasageri au fost transportați cu diverse traumatisme la spital. În acest caz a fost pornită o anchetă penală, iar oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs nenorocirea. Conducătorul auto riscă pedeapsă aspră.